Aproximativ 10.000 de parfumuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste 1.500.000 de euro au fost confiscate de polițiști de frontieră. Bunurile inscripționate cu numele unor mărci cunoscute au fost descoperite într-o autoutilitară înmatriculată în România în timpul unui control la punctul de frontieră Negru-Vodă. Autovehiculul era condus de un cetățean român în vârstă de 32 de ani. Produsele în valoare de aproximativ 1.500.000 de euro au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.